Salutare, băi prieteni, suntem la un nou episod de San Andreas Multiplayer și pe Bizon s-a băgat un update pe care eu unul îl așteptam încă de la începutul verii, anume Summer Calendar, anume update-ul unde primim premii, foarte, foarte, foarte multe premii, fără ca noi să facem absolut nimic. După cum știți sau după cum bine nu știți, acest update gen calendarul, dacă îi putem spune așa, Summer Calendar, Easter Calendar sau ce mai fost până acum, este adăugat pe server de foarte mult timp, de vreo 2 ani, tot se adaugă cu diferite ocazii, iar pentru cei care sunteți noi pe aici și nu știți ce face acest Summer Calendar, ei bine, în fiecare zi a lunii sunt anumite premii. Premiile acestea sunt clasificate pe două categorii: premiile publice sau all sau premiile private sau single. Sunt premiile single, le primește o singură persoană de pe server, iar premiile all le primesc toate persoanele de pe server. Anume, în fiecare zi la aceste ore, spre exemplu, astăzi suntem pe data de 1, ne ducem pe data de 1 și vedem aici ce se întâmplă în fiecare oră a zilei. Aici avem la ora 10 toată lumea primește 7 zile de comp premium, la ora 12 toată lumea primește 10 respect points. Atenție, toată lumea care este conectată pe server și are minim nivel 10. Funcționează chiar dacă aveți contul pe slip. La ora 2 se extrage random un Infernus, la ora 18 random 250 de capa. Capa era să zic de 150k, la ora 8 un level up, vehicle slot și restul le vedeți și voi pe aici. Treaba asta în felul următor, că este foarte tare pentru că aceste rulete au loc automat, mă refer ruletele pentru premiile individuale, adică astea cu roșu de aici, iar astea de aici bineînțeles că sunt pentru tot serverul, deci vor fi acordate automat fără vreo ruletă pentru că la naiba toată lumea e câștigătoare. Dacă dăm noi aici la ultima zi a lunii, premiile sunt foarte, foarte, foarte interesante. Avem aici un Maverick, Monster Truck, Hot Ring Racer, Infernus, 30 de zile de cont premium și se încheie Summer Calendar. Pentru mai multe detalii despre aceste premii, puteți să citiți aici pe fiecare zi în parte. Bun, acum că am văzut și acest Summer Calendar, hai să intrăm în joc. Este ora 7:05, deci următorul premiu va fi la ora 18. Un jucător va primi 250 de K. Bun, hai să intrăm acum în joc și să vă arăt ce s-a mai întâmplat prin National Guard. Teoretic eu acum am 14 zile în facțiune, ceea ce înseamnă că pot primi rang 2. N-am primit rang 2 deocamdată, probabil n-am văzut liderul, probabil nu vrea, probabil sunt multe alte chestii, de ce n-a vrut să-mi dea rank sau de ce probabil nu am rank în momentul de față. Însă vom vedea chestia asta diseară, probabil când se loghează liderul și poate vom lua rank up. Bun, hai să intru în joc și să ne distrăm un pic în National Guard. Ne-am spawnat la minunata noastră casă pe care am primit-o, Moca, de la Mădălina. Aveți episodul anterior, dacă nu mă înșel, da, episodul anterior în care am făcut un videoclip despre cum am primit această minunată căsoaie pe care o să o transformăm cât de curând cu un shop interior. N-am apucat încă să văd interioarele, însă cu siguranță îi voi pune un interior pe această casă, pentru că am foarte mult gold, n-am ce să fac cu el, nu pot să-l transfer nimănui și nici nu cred că aș face o treabă asta sau aș face un giveaway, nu știu, 1000 de gold, dar la fel nu pot să-l transfer și mie aiurea. Bun. Acum suntem la casă, am parcat un Bullet, dacă nu mă înșel, da, un Bullet sau Bugatti Chiron. Suntem pe mod pack-ul nostru, hai să dăm sunor un pic mai tare, suntem pe mod pack-ul nostru low medium PC, creat de mine. Puteți da pe YouTube, Swifty Gaming Row, scrieți așa, Swifty Gaming Row, low medium PC și îl veți găsi acolo, este colorful low medium PC, îl puteți descărca și puteți să vă jucați cu el dacă doriți acest lucru. Bun, noi acum o să mergem către Los Santos, pentru că cei mai mulți suspecți se află acolo, sunt, opa, uite un report în așteptare, băgați-vă demisia, KR72, report aiurea next mute. Bun, și facem și o poză. E tare că de fiecare dată când faci ceva la admin îți dă 4 puncte la maraton. Și 4 puncte nu sunt deloc puține. Hai să, dacă ne uităm un pic la maraton, vedem că 4 puncte, dacă dăm noi aici pe points, 4 puncte să fac din, dacă faci un punct la raportul în facțiune, dacă accepti așa ca helper, asta nu se pune că tot la staff este, 3 kills in a gang war, dacă omori pe cine, aha, ok, minor delivery, drug deal delivery. Ok, deci se pare că 4 puncte nu se fac tocmai atât de ușor și rapid. You have received 15 raw points from the marathon. Ha? Huh? Am primit 15 raw points de la marathon, dar am dat claim din greșeală. Salut, salut. O să dau claim cu voi la un moment dat. Marathon, stai, marathon. Ce Dumnezeu, frate, claim. 7 zile de comp premium. Hai să mai dăm și noi claim pe aici la asta, pentru că nu le-am
N-am dat claim deloc, claim job boost, purple crate. Avem purple clay crate. Ok, o să-ți facem un purple. Puh, bă, nu pot să mai pronunț, ce Dumnezeu, un purple crate pe acest episod. Hai să-l desfacem acum dacă toți suntem pe aici și după ne întoarcem Mark. Gotomă, și hai să vedem. Nu, Gotomark. Bun, avem aici, dacă dăm open crate, nu, crate, pardon, crate. Bun. Și dăm aici purple crate. Hai să vedem ce ne pică nouă din purple crate. Avem sloturi în garaj. Da, avem chiar multe sloturi în garaj. Și acum ar trebui să mergem la markerul de pe hartă. Ia să vedem noi acum markerul de pe hartă. Să vedem ce ne pică nouă de la purple crate. Purple crate. Habar n-am ce are purple crate-ul. O să vedem acum ce are. Probabil cu siguranță va avea o mașină. Cu siguranță va pica o mașină care mie nu-mi place și n-are nici o relevanță. Dar putem spune că am încercat, nu? Hai frate, unde ești purple? Cred că e pe aeroport. Pariu că e pe aeroport? Nu e pe aeroport. Pariu că... Ba da, e pe aeroport. Este fix aici. Fly, ia să vedem. Purple crate. Ok, Premier Mesa a avut un RG Turismo. Am NRG, am Turismo, am Mesa. Nu am Voodoo și Premier. Dacă îmi pică Premier sau Voodoo, e foarte tare. Dacă nu îmi pică Premier sau Voodoo, e nasol. Turismo am, deci nu vreau Turismo. Hai, oprește. Este. Mi-a picat Premier, da? Premier, un Premier pe care îl voi tuna pentru că arată foarte bine. Nu, gata, lăsăm episodul de astăzi cu National Guard-ul. Mergem, fraților, punem hidden pe Premier, tunăm Premierul. Deci azi, mamă, nu știu de ce este așa de entuziasmat. Pentru că acest Premier are ceva ce multe mașini nu au. Anume, un tuning foarte mișto. Arată foarte mișto un Premier tunat. Hai să mergem la un tuning. După o să-i pun hidden pe el. Dar mai întâi să-l tunăm, ok? Mamă, uite Premierul. Nu știu câte Premierul dăsă. Cred că vreo 150.000 Premier. Vech color, doamne. Dăsă price Premier 189.000. Păi e ok. E decent. Pentru ce face mașina asta, prețul este unul chiar fair and square. Hai să mergem la tuning și ne... Uite unul cu wanted, mă rog. Hai să mergem la tuning și o să ne tunăm minunatul nostru Premier. Uite, John-ule, ce frumos este. Exception. O să iau crash imediat. Ceva îmi spune că o să iau crash. Un tuning, tuning. Unde avem tuning aici? Tuning LV e tocmai în partea aia. Așa că o să dureze ceva până mergem acolo. Sunt foarte entuziasmat că am Premierul ăsta. Pentru că Premier am avut de foarte mult timp. N-am vrut să dau banii pe el. Desgârcit ce sunt. Pentru că e o mașină care personal chiar îmi place, este una dintre mașinile mele preferate de pe SAM. Puteți să râdeți de mine, puteți să nu, puteți să ziceți că e mașină de taximetriști, puteți să ziceți că nu. Dar orice îi zice, Premierul ăsta chiar arată foarte bine și v-am zis, este o mașină care se tunează foarte frumos pe SAM și tunajul chiar se vede. Poți să-i pui și spoiler din câte știu eu, poți să-i pui foarte multe și chiar se vede și cu niște roți. Tunate, mamă, de-abia aștept. Unde-i, frate, tuning-ul? Unde, Dumnezeule, e tuning-ul? E mai în dreapta, dar hai să vedem ruta cea mai rapidă. Tuning, important places, food, nu e. Gas stations, businesses, nu aici. Tuning, LV, tuning. Lowrider, tuning, LS, tuning, mamă, cum sunt puse astea aici, frate, habar n-am unde sunt. LV. Ford Dragons, Caligula, Transfender, cred că ăsta e Transfender, da, ăsta e tuningul. Așa că hai să mergem, ce sunt eu pe frecvența asta, 106.9, apropo, frecvența noastră, băieți, a expirat, sorry, n-am mai plătit-o. Oricum nu era prea multă lume pe ea, erau vreo 2-3 tipi tot timpul pe acolo, aceiași tipi erau tot timpul și am uitat să mai plătesc frecvența, din păcate. Lăsați un comentariu dacă doriți să mai plătesc frecvența, gen, să avem frecvență privată, să vorbim. Da, mă rog, ok, hai să mergem să tunăm mașinuța. Ok, uite aici tuningul, minunatul tuning. Bun. Ia să vedem la biloase. Bun, hai să vedem cât o să ne coste tuningul. Bun, front bumper nu pot să-i pun, dar pot să-i pun wheels, niște roți care să arate foarte mișto. John-ule, doi. Hai să vedem care roți ar merge pe Premierul ăsta. Gândiți-vă că acest Premier va avea, astea sunt urâte, adică bine, ele nu sunt urâte, dar vreau să fie ceva mai ieșit în evidență. Nu, ăsta s-ar putea să-mi placă, astea s-ar putea să-mi placă chiar, astea. Bun, astea, back, avem așa, roof.
putem face asta, back, putem face, da, v-am spus că merge spoiler pe el, ăsta sau ăsta, ăsta, dăm back, nitro, nu punem nos pentru că nu-mi place nosul, hood, da, v-am spus că se tunează foarte mișto, bun, ăsta mai mare, exhaust, da, 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 twin exhaust, medium exhaust, twin, o să punem twin exhaust deși nu se vede, exhaust hidraulice, da, o să-i punem hidraulice, deși știți că voi nu, deși știți că mie nu-mi plac hidraulice, o să-i punem hidraulice. Pai, și ne-a costat 6,9K tuning-ul, așa de puțin, dar credeți-mă că arată foarte mișto. Și acum o să mergem tocmai în LS să-i punem, ups, o să mergem tocmai în LS acum să-i punem, stai, report, să-i punem, crash, a dat crash creierul. Ziceți, frate, hidden, așa, hidden color. Bun, și acum o luăm către Los Santos. Băi, sincer, mi-era doar așa de un episod unde pur și simplu ne plimbăm pe hartă, facem chestii ca un jucător normal, fără prea multe, nu știu, puncte la facțiune sau alte asemenea. By the way, raportul e terminat, l-am terminat de luni chiar. Am zis că fac singur raportul ca să-l termin foarte, foarte repejor și m-am concentrat și l-am terminat cam într-o oră, o oră și un pic. O oră jumate, hai să nu exagerez, l-am terminat și tot a fost foarte bine și acum pot sta liniștit să filmez, să fac alte chestii, nu neapărat făcând raport. Oricum de la rang 2 o să pot merge și după wanted 1-4, dacă nu este 5-6 în listă, și după nod drept. Deci de la rang 2 putem merge lejer pe robbery sau pe ăștia care dau escape. Bun. Hidden color, hidden color, hidden color, este fix acolo, să vedem ce hidden îi punem. I-aș pune un hidden din ăsta mai de taxi, pentru că știu că Premiere este o mașină de taxi. Știu că multora le place culoarea galben, nă, galbenă. Da, vedem noi, acolo n-aș vrea să-i pun totuși hidden-ul la mov de pune toată lumea 2-1-1, pentru că e prea basic, e prea standard, toată lumea îl pune, așa că o să vreau ceva special. Nici hidden-ul portocaliu, nu aș vrea să-l pun nici hidden-ul verde. Așa că o să vreau să găsesc o culoare galbenă, un hidden galben, așa, mai culoarea pământului, ia să vedem. Hidden color, culoarea pământului, Swift-ule, ia să vedem. 129, nu, nu, mamă, ce urâte sunt astea, Dumnezeule, de ce ți-i pune așa ce... Aoleu, de ce ți-i pune așa ceva pe mașină? Băi, când vedeți un galben, ce stop? Uite acolo un galben, dar zău că arată oribil, ăla nu-i galben, nu, 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 nu. Uite, ăsta s-ar putea... Nu, 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 nu. Ăsta turcoazul. Portocaliu ăla, deci era 2, 4, ceva, da. Bun, 2, 4, 3. 2, 4, 3 ar fi una. Și 1, 9, 4 a doua. Nu, hai 2, 1, 1. Și gata, bai color, bai color. Nu ne încurcăm cu alte culori. Mamă, ce mișto e, Johnule. Ce mișto arată. Opa, așa. Bun, ce mișto arată. Ce mișto arată, ziceți voi că n-arată mișto și nici la mod de reflexii sau alte asemenea. Și swap color, ma, și bine, mov-ul ăsta oricum arată foarte tare pe orice premier, pe orice mașină, dar wow. Și culoarea asta arată foarte tare, e un verde schimbat, dar e un verde care arată chiar foarte bine. Bun, poate face și noi wanted pe ziua de astăzi, zic că ne-am distrat cam mult cu oameni. Da, poți să trebuie să-l parchez acasă la mine. Hai să-l parcăm la LSPD, pentru că o să am nevoie de o mașină. O să lăsăm aici deocamdată. Așa. Și după, dacă e, îl aduc eu la mine la casă off-camera. Dar deocamdată hai să încercăm să facem un wanted. Wanted 5-6 am zis, da? Bun. Ui ce ia de ăla, caut soție pe Sam, cumpăr BMX. Trebuia să-l lase doar caut soție. Poate avea oferte și în viața reală. Duty, Hill. Bun. N-am cum să iau Infernus, așa că o să mă omor tot cu un premier. Wanted, wanted 5. Mamă, cât sunt aici. Uite-l pe aici, uite-l aici pe unul. Los Santos International. Ăsta, gata, ăsta e al meu. Ăsta e al meu, mapă pe mână, o am pe mod pe costa și nici măcar nu-i la aeroport. Tipul ăsta este acolo la spawn, ceea ce să ușureze foarte mult arestarea lui. Așa că, op, o să mergem după el. Da, vedeți, premierul e mașina. Am uitat că premierul este și la poliție. Gen, m-am gândit numai la taxi. Dar premierul e și mașină de poliție. Nu știu ce ar face cineva mașină de poliție, pentru că se mișcă foarte... Am înțeles. Tipul vrea să fugă și fuge cu un premier. Bone County, ăsta e la mama naibii. Ăla e la mama naibii. Deci cred că o să ne lăsăm pe ziua de astăzi, boys, de wanted, cel mai bine. Azi o să rămână ziua premierului, prin urmare o să rămână ziua premierului și n-o să mergem după wanted. Pare. Stai pe loc, stai cu minte, stai cu minte, stai cu minte. Caf,
2, 5, 4. Uite, frate, cum am făcut și noi astăzi primul nostru arest. Salut, salut, Swift, salutare. Da, filmăm și pe YouTube în momentul ăsta. Domnule Mifu, probabil ești un abonat foarte fidel. Filmezi? Da, ai norocul de a filma. Da, stai că țip la om și nu e ok. Așa, au, 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 așa, bun. Băi, fraților, acesta a fost episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Pe episodul de astăzi m-am făcut cu un premier frumos, o mașină de vis, o mașină pe care mi-am dorit-o de foarte mult timp aici pe Samp. Totuși, da, știu, am aveam bani să o iau, dar era un fel, mi-am dorit-o, dar să vedem. E, și se pare că m-a trăsit Dumnezeu astăzi cu un Purple Crate, implicit cu un Infernus. Infernus, doamne, cu acest minunat premier. Uite cum ne așteaptă, ce frumos e. Bun, și eu vă zic papa, aveți grijă de voi și ne vedem data aviatoare la un nou episod, când probabil și sper că am luat rank 2. Succes și ție, succes și vouă, stay close, bye!